Bună seara, dragii mei! Bun găsit la cea mai chic emisiune din grila Alege TV. Dacă este seară de weekend, suntem împreună timp de aproape 3 sferturi de ceas și aflăm ce se mai întâmplă în orașul nostru, unde putem să evadăm și ce spectacole prezintă instituțiile de cultură din orașul nostru. Eu zic să nu mai pierdem timpul și să dăm startul Urban Chic. Începem în forță cu un eveniment glam, un adevărat regal de frumusețe care s-a petrecut în orașul nostru și la care, bineînțeles, am fost invitați. Este vorba de festivalul de modă Miss Royal Models, ajuns anul acesta la cea de-a 12-a ediție. Timp de câteva ore, craiovenii au putut să urmărească prezentări ale unor colecții semnate de designer cu nume grele, între ei Răzvan Ciobanu. El a venit însoțit de buna sa prietenă Raluca Bădulescu, cea care a primit rolul de jurat de data aceasta în competiția pentru titlul de cea mai frumoasă fată Miss Royal Models. Haideți să le vedem și noi pe cele 12 concurente de anul acesta, după care revenim aici și vă povestesc mai multe. Concurenta cu numărul 1 din Târgu Jiu, doamnelor și domnilor, Luisa Maria Popescu. Este prima probă, este proba ținută de zi, ținutele oferite de tocar acum. În parcursul prezentării v-am rugat să încurajați fetele cu aplauzele dumneavoastră, pentru că sunt convins că au foarte multe emoții și abia așteaptă să primească încurajări. Luisa Maria Popescu, concurenta cu numărul 1, vine din Târgu Jiu, are 1,71 m, ca și dimensiuni, pentru că interesează 89, 65, 97 și 57 de kilograme. Îi place foarte mult sportul, fotografia, moda și pictura. Ea este concurenta cu numărul 1, Luisa Maria Popescu, din Târgu Jiu. Numărul 2. Doina Peșan din Galați. Doina are 1,72 m, 86-60-90 și o greutate de 50 de kilograme, cu toate că e standard. Îmi place să facă voluntariat. Adoră handbalul și lectura. Niciodată nu încearcă, nu încetează să încerce și asta e foarte bine. Doina Bejan din Galați, 1,72 m, încă o dată 86, 60, 90 și 50 de kilograme. Aplauze o puțină. Numărul 3 din Suceava, Floarea Negu. Are 1,74 m, 86, 60, 90 și 49 de kilograme. Adoră dansul, pictura, sportul și karatele, ceea ce se adevăr nu e bine să supără în ziua asta. Este foarte ambițioasă, sociabilă și extrem de punctuală. A fost punctuală și când a venit la SP Catwalk. Este concurenta cu numărul 3 din Suceava, Floarea Negu. Numărul 4 din Alexandria, Iuliana Veneticul. Are 1,74 m și 85, 67, 97 și 57 de kilograme. Adoră dansul și motocicletele. Colegii au întrebat-o ce sacrificii ar trebui să facă un model. Ne-a spus că trebuie să-și mențină silueta prin sport și diete, să fie disponibile oricând pentru plecări și să formeze atitudinea brava. Eliana Veneticu, din Alexandria. Numărul 5, din Galați, Ilie Mirela Marcela. Marcela își ia 1,74 m, 88, 67, 97 ca și dimensiuni și 55 de kilograme. Îmi place foarte mult să dansez. Cel mai important lucru pe care l-a făcut Marcela a fost atunci când era mică, i-a tăiat mustața tatălui ei timp ce dormea. Aplauze! Marcela Mirela Ilie din Galați. Numărul 6, Bianca Andreea Udrea din Pitești. Și
Ciprian care le asemenea 1,74 m, 83, 93 ca și dimensiuni și 52 de kilograme. Adoră arta, e încăpățânată și posesivă, a făcut și surfing, dacă a făcut surfing le-a făcut aproape de toate. Covid. Bianca Andreea Cutrea din Pitești, concurența cu numărul 6. Mergem mai departe, Denisa Georgiana Stan, tot din Pitești, este concurenta cu numărul 7, are 1,74 m, Isa 82, 63, 90, 51 de kilograme. Este o fire ambițioasă și optimistă, dar și posesivă și grăbită în același timp. Cea de-a 12-a oară este cu noroc.
pentru că anul acesta trofeul Miss Royal Models a rămas în Craiova. El a fost câștigat de Roxana Constantinescu, o craioveancă pe care o felicităm și noi și îi spunem că suntem cu ochii pe ea. Nu vă mai țin în suspans pentru că știu că așteptați cu nerăbdare să vedeți și prezentările. De aceea vă arătăm pe cea mai aplaudată dintre ele, cea mai colorată și surprinzătoare. La Urban Chic defilează pentru voi Urban Kids.
Este o colecție cu accente retrofeminine care se adresează femeilor ce își doresc un look clasic, dar alternativ. Prezentarea a fost exuberantă, luxoasă și seducătoare. Designerul următoarei colecții a mizat pe combinații surprinzătoare de dantele, broderii și jachete bărbătești puternic accesorizate. Ați ghicit, este vorba despre Răzvan Ciobanu. El și-a prezentat colecția Urban Diva în premieră pe podiumul de la Craiova. A promis că va reveni în orașul nostru și s-a declarat emoționat de căldura cu care a fost primit. Deloc surprinzător, aș adăuga eu, pentru că, da, oltencele sunt fierbinți, domnule. Haideți să vedem Urban Diva la Urban Chic. Watch out over there like this.
Maru Orsiva. A 12-a ediție a festivalului de modă Israel Models România a avut onoarea să-l prezinte pentru prima semană o colecție extraordinară. Și vreau să vă spun că Israel Models a fost înființat în anul 2005. De la festivalul de modă, atât vedeți astăzi. Asta deoarece vreau să mă asigur că reveniți și weekendul viitor pe Alege TV, când am să vă povestesc despre alte colecții spectaculoase și designeri care au venit la Craiova chiar de peste hotare. Acum vă propun să aflăm ce evenimente se găsesc în agenda săptămânii viitoare și unde putem să ne petrecem timpul liber în orașul nostru. Începem cu Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri, care ne invită mâine, duminică 14 mai, de la ora 11, să vedem spectacolul Fata Babei și Fata Moșneagului. Marți și miercuri, de la ora 10:30, Opera Română Craiova ne așteaptă cu un spectacol pentru copii, o poveste muzicală de data aceasta inspirată din folclor, Drumul lung, povestea-i scurtă. Acesta este titlul spectacolului și se joacă pe scena Cercului Militar din Craiova. Iar Teatrul Național Marin Sorescu ne invită la o premieră în săptămâna 15-21 mai. Este vorba de spectacolul intitulat Spațiu Privat. Acesta se joacă joi, 18 mai, în sala ID Sârbu. Atât am avut noi pregătit pentru ediția de astăzi a emisiunii Urban Chic. Nu uitați că emisiunile noastre pot fi văzute și online pe www.alege.tv. Vă mulțumim că ne urmăriți și așteptăm mesajele voastre pe pagina noastră de Facebook. Ne puteți propune teme sau subiecte sau, de ce nu, puteți să ne certați dacă nu v-am plăcut. În speranța că nu va fi totuși cazul și cu foarte multă bucurie, noi vă îmbrățișăm și vă dorim seară chic!